Lăudat să fie Domnul! Nu există o mai mare onoare decât aceea să trăim pentru Domnul. Și Apostolul Pavel spunea, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și putem să declarăm în dimineața aceasta, Domnul este al nostru. Pentru că e atât de mare încât ajunge la toți. Lăudat să fie Domnul! Haideți să ne apropiem de cuvântul Scripturii, 2 Timotei, capitolul 4. După această cântare provocatoare, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și El să ne vorbească în dimineața aceasta la toți. Și ceea ce Domnul ne va vorbi, plecând din locul acesta, să ne ajute Domnul pe toți să împlinim. Amin. 2 Timotei, capitolul 4, începem cu primul verset și concludem în versetul 8. Pagina Scripturii, 1171. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Preiubiților, sunt bucuros și onorat în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră la această slujbă divină. N-am mai fost la Filadelfia de mulți ani de zile, nu știu cu exactitate cât, dar cu siguranță înainte de pandemie, pentru că am ajuns să împărțim timp acum înainte de pandemie și după pandemie. Adevărul este că Bihorul este prețuit de mine și îmi place să cred că și bihorenii mă prețuiesc. Eu vin de la Suceava, din Ținutul Bucovinei și de acolo. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre. Amin. Apreciez conducerii Bisericii Filadelfia pentru frumoasa primire pe care mi-au făcut-o, atât fratelui Romi cât și fratelui Radu. În mod normal ar fi trebuit în dimineața asta să fiu la Marghita, dar acolo, fiind o adunare generală sau dare de seamă, fratele Radu m-a programat la Filadelfia și bine a făcut. Spuneți amin! Amin. Dragii mei, am citit cuvântul acesta. Mărturisesc că era o luptă în inima mea, pentru că pentru noi, predicatorii, cel mai greu este să alegem pasajul pentru predică. Tot de luptă e vorba și în textul acesta pe care l-am citit, dar nu despre orice fel de luptă, cea mai importantă luptă pe care Pavel a dus-o, pe care sfinții au dus-o și pe care și noi trebuie ca să o ducem, pentru că e singura luptă care la final va fi răsplătită și încununată de Dumnezeu. Lupta cea bună. Trăim într-o vreme în care oamenii
duc foarte multe lupte. Unele sunt bune, altele sunt mai puține bune. Știu, oamenii se luptă să ajungă cineva pe scara societății, pe scara politicii. De ce să nu spunem, oamenii se luptă unii, bineînțeles nu la Philadelphia, în altă parte, se luptă să ajungă în comitet, să fie ordinat, să aibă legitimație, la voi nu-i cazul, slăvit să fie Domnul. Și oamenii duc tot felul de lupte. Trăim într-o vreme în care sunt lupte lângă noi, în Ucraina, nu? Lupte în Gaza și așa mai departe. Însă, dragilor, luptele acestea nu vor fi răsplătite de Dumnezeu la final. Dumnezeu la final va răsplăti doar pe cei care luptă în lupta cea bună. Sigur, dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră acum care e lupta cea bună, 100% răspunsul ar fi acesta, pe care l-aud de foarte multe ori, așa, într-un mod general. Lupta cea bună a credinței. Vedeți că știți? Însă vrem în dimineața asta să detaliem puțin lupta asta și să-i vedem laturile ei, să-i vedem adâncimile ei, să pătrundem acolo în interiorul acestei lupte și apoi să vedem, noi luptăm lupta cea bună? Asta vreau ca să predic cu ajutorul Domnului, luptând lupta cea bună, pentru ca la final să fim răsplătiți de Domnul. Amin. Și câteva gânduri pe care le-a așezat Dumnezeu în inima mea, vreau să le împărtășim până la ora 12. Spunea fratele Romi că dacă depășesc câteva minute ora 12, nu se supără nimeni. O să vedem la final. Oricum, cred că suntem bine, nu? Am început la 10, 2 ore nu-i prea mult, nu-i prea greu. Și dacă dă Domnul har și mai depășim puțin, sper că nu vă supărați, pentru că vă promit că nu o să ne vedem prea curând. Haideți să începem. Prima afirmație pe care vreau să o fac, ce înseamnă lupta cea bună, care va fi răsplătit? În primul rând, ca să primim la final răsplata de la Domnul, va trebui ca să luptăm și să rămânem la Evanghelia Domnului Iisus. Să spunem cu toții, amin. Asta e lupta bună. Uitați-vă cum prezintă aici Apostolul Pavel succesorului său Timotei. Te rog fierbint înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul care, acesta, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă și îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după ce? Poftele lor. Știți că asistăm în vremea asta la o evanghelie diluată? M-am gândit la un alt gând pe care Pavel îl exprimă la un moment dat celor din Galatia, galatenilor. Și în primul capitol din Epistola către Galateni, există aici un pasaj intitulat Nestatornicia Galatenilor. Ascultați, de la versetul 6. Mă mir, spune Pavel, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie cum? Deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică lepădat. Ați auzit de Evanghelia prosperității?
Asta se predică mult azi. N-ai voie să fii bolnav? De unde au luat-o oamenii ăștia? Pentru că Domnul Iisus spunea, în lume veți avea ce? Nu unul, nu două. Ba mai mult, în Psalmul 34, David spune altceva acolo. De multe ori peste cel neprihănit, nu necazul vine, nenorocirea. E una necazul și alta e nenorocirea. Dar continuă acel verset și spune, dar Domnul îl păzește ca niciun os să nu îi se sfărâme, să nu îi se zdrobească. Și merită să spunem în dimineața asta glorie Domnului. Unui frate de la noi slujitor a căzut copilul cel mai mic în fântână, 6 metri. Era fără apă, lucra la ea și sigur o sunat la ambulanță, au venit, l-au dus la spitalul de urgență din Suceava. Și după o așteptare de 3 ore acolo pe holul spitalului, a ieșit medicul de gardă, un medic mai în vârstă, aproape de vârsta de pensionare, avea o bonetă în cap pe care tot o purta când în sus, când în jos, și a spus, nedumerit, așa uluit, a spus, domnule, de la câți metri spuneți că a căzut copilul? De la 6. A spus medicul, imposibil. N-are cum să fie 6 metri, pentru că l-am verificat de 3 ori și n-are nicio fractură. Și-a zis fratele Costel, glorie Domnului! Zice, domnule medic, 6 metri, fântâna e acasă, se poate verifica. Însă noi suntem credincioși, noi suntem pocăiți, Dumnezeul nostru trăiește, Domnul minunilor. Și în Psalmul 34 așa spune că nicio fractură, când El își pune mâinile, mare este Dumnezeu, să spunem cu toții, glorie Lui! Avem necazuri, avem chiar parte de nenorociri. Se predică azi o evanghelie dulce. Predici dulce. Iisus e bun, Iisus iartă, nu puteți voi păcătui cât vă poate ierta El. Ma, eu nu zic că dulcele nu o fi bun, dar în cantități mici. Știți că de la foarte, foarte, foarte mult dulce se ajunge la ce? Spuneți voi. La diabet. Avem o grămadă de biserici bolnave de diabet azi. De la predici dulce. Oamenii au, predică o evanghelie selectivă. Ce frate, nu-i speria. Lasă-o mai moaleș. Nu mai spune păcatului pe nume. Să nu întristăm că ăștia nu mai vin la adunare, nu mai dau nici zeciuială, dăm faliment. Oameni buni, evanghelia trebuie ca să fie predicată așa cum e. Și Pavel spunea, noi nu vorbim ca să placem oamenilor. Ferească Dumnezeu să vorbesc să le placă la oameni. Eu când predic, vorbesc în primul rând să-i placă lui Dumnezeu. Când Dumnezeu trage linie să spună-ți mulțumit, cum a predicat Ionică Jiji azi la Filadelfia și diseară la Tabor. Că nu vin la Oradea ca să mai fiu chemat. Că dacă nu mă cheamă frații, stau acasă. Însă vreau într-o bună zi la final să mă cheme Domnul. Să-i aud chemarea și să spună, vină rob bun și credincios. Pentru că n-ai făcut compromis. Pentru că n-ai predicat o evanghelie așa, să le placă la oameni. Ai predicat toată Scriptura. Spune aici, versetul 16, puțin mai sus din capitolul 3, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea... să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și eu spun în dimineața asta, Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Rămâneți la Evanghelia asta, luptați pentru asta. Se vor ridica unii și vor spune că e depășită. Dacă ați observat, cu ajutorul inteligenței artificiale, se vrea o altă Biblie, pentru că se spune că asta e depășit. Că nu mai este conformă cu vremea asta modernismului pe care o traversăm, vremea asta. Ce important e noi să strângem Evanghelia asta, să luptăm pentru ea, să o păstrăm. Doamne ajută-ne! Un frate a fost pe timpul lui Ceaușescu dus la pușcărie și comuniștii aveau o procedură atunci. Pe cei considerați de ei periculoși pentru sistem, pentru partid, îi tortura și de regulă îi punea în demisol în beci.
acolo și îi lăsa izolat singuri. Pe respectivul frate l-a ținut acolo 3 ani și jumătate, singur, fără să vadă un om, fără să vorbească cu cineva, fără telefon, bineînțeles că nu erau, fără nimic. Îi se da mâncare, apă, avea toaletă și atât. 3 ani și jumătate ca să-și piardă mințile. După 3 ani și jumătate a ieșit de acolo din celulă, lucid, cu mintea întreagă și i-a uimit pe comuniști. L-au întrebat frații mai târziu, cum ai reușit? Pentru că 3 ani și jumătate în condițiile astea, nu-s 3 luni sau 3 săptămâni, cum ai reușit? Ce te-a ajutat? Și a spus el, Evanghelia pentru care am luptat. În fiecare zi Evanghelia mi-a dat noi puteri și noi resurse ca să rămân în picioare. Pentru că așa cântăm Evanghelia, Evanghelia, ce are? Are putere. Romani 1:16 spunea Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia Domnului Iisus, pentru că ea ce este? E puterea lui Dumnezeu. Să spunem în dimineața asta, glorie Domnului pentru Evanghelia asta. Cum adică te-o întări? Dar doar nu te-au lăsat comuniștii cu Biblia în celulă. Nu! Toate mi le-au confiscat. N-au putut să-mi ia pe cea din inimă. Pentru că spunea psalmistul, strâng cuvântul tău unde? În inima mea. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne ajută-ne! Aici? Cât ai strâns? Ei bine, s-o ai și pe telefon, dar caută să ai o inimă. Acolo. Strângem în vremea asta o grămadă de prostii de pe TikTok, de pe Facebook. Creștini care stau câte 5-6 ore scampion la Facebook. Avem o grămadă de vedete penticostale, mari cântăreții care fac reclame pe TikTok. Și atunci când eu predic la evanghelizări, ies afară pentru că sunt ocupate, cu scrisul pe telefon. Și ne gândim că cu asemenea pocăință ieftină îl vom vedea pe Dumnezeu, nici vorbă. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e sfânt. Și fără Evanghelia asta, ascultați-mă aici, fără Evanghelia asta, nu putem ca să fim mântuiți. Fiți împlinitori ai cuvântului, spune Iacov. Nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Că degeaba ascult sute și mii de predici, consumatori de predici, dacă nu se schimbă ceva, dacă nu lași că Evanghelia asta, izvorul ăsta, să te curățească, să te noiască în fiecare zi, pentru că așa am cântat în dimineața asta, El toate lucrurile, Domnul le face noi. Și în dimineața asta vrea să ne noiască inima prin cuvânt. Doamne, lasă cuvântul să ne noiască pe toți. Să plecăm din locul acesta schimbați, eliberați, transformați. Iisus Hristos este Domnul și-i prezent în adunare. Glorie Lui în veci! Luptați pentru Evanghelia asta. Dați-o copiilor voștri. Dați-o nepoților voștri. Amin? Să o păstrăm așa după cum am primit-o. Și nu cumva să scoatem ceva de aici. Că cine va scoate ceva din cartea asta, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Și cine va căuta ca să adauge ceva la ce a scris Dumnezeu aici, îi va adăuga Dumnezeu urgiile scrise în cartea asta. Să rămânem la Evanghelie, să luptăm pentru ea, să o citim, să o împlinim și să o vestim și altora. Doamne ajută-ne! 2. Ce înseamnă lupta cea bună? Luptând lupta cea bună. M-am gândit aici să luptăm sau să ne luptăm ca întotdeauna să fim treji în toate lucrurile. Versetul 5 îl sfătuiește Pavel pe Timotei și îi spune, dar tu, Timotei, fii treaz în câte lucruri? În toate. Știți că vremea asta este o vreme de ațipire? În care, din păcate, nu puțin dorm spiritual. Ce-i drept că unii mai dorm și fizic la slujbe. Dacă e cald așa în adunare, noi, frumos, condiții bune, scaune tapizate. Eu știu că într-o biserică la țară erau bănci de lemn pe vremuri. Nu ca acum. Astea sunt faine la voi, scaunele. Și erau acele scaune, acele bănci de lemn, dar fără spătare. Și un frate,
De 20 de ani nu era slujbă la care să nu doarmă în adunare. Acum m-am gândit, să ajungi să dormi pe o scaună, pe o bancă de lemn fără spătar și să nu cazi, trebuie să fii expert în ale dormitului. Nu puțin dorm. Fizic. Dar cei mai mulți dorm spiritual. Veghează în primul rând în casa ta. Putem să spunem amin? Acolo. Veghează asupra soției tale. Tu, soție, veghează asupra soțului tău. Voi, părinți, vegheați asupra copiilor voștri. Păi fata ta, când iese îmbrăcată și vine la adunare, de unde iasă? Din casă. Nu-i treaba la păstor. E treaba, în primul rând, a ta, ca mamă și ca tată. Amin? Amin. Tu, bărbatule, când îți iese soția din casă, nu ți-e rușine să mergi cu ea? Cum arată? Veghează. Nu-i treaba păstorului să meargă să măsoare rochia, dacă e decoltată prea tare, dacă e strâmtă. E o predică dură în dimineața asta. E aspră. Sunt oameni buni. Trebuie ca să ne conformăm cu Scriptura. Să ne îmbrăcăm cu rușine și mai cu ce? Unde-i? Unde-i? M-am uitat la ortodox și în stat la noi cum merg îmbrăcați. M-am dus la Putna să vizităm mănăstirea lui Ștefan cel Mare. Nu ne-a lăsat ca să intrăm. Ne-a dat un halat. Spus, luați-l mă pe voi, halatul. Așa trebuie să te îmbraci. Aici nu intri, că aici e un loc sfânt. O fi locul ăsta sfânt? Locul ăsta e sfânt. Aici este prezența lui Dumnezeu. Veghează. Unde ne oprim? Unde ne ducem? Uitați-vă ce adunări avem la ora actuală moderne. Lumină pe scenă și rest întuneric. Și mult fum. Aici am ajuns. Dacă mai ține Dumnezeu pământul ăsta, lumea asta, 30 de ani, deși nu cred, unde ne oprim? M-am uitat pe o filmare, eu sunt din zona de lângă Dumbrăveni, din județul Suceava. M-am uitat o filmare din anii 90, cum arăta biserica atunci, cum erau slujbele, cum erau îmbrăcate surorile. Parcă mi-e dor de vremurile alea. Am ajuns să spunem că Iisus în inimă, serios? Păi dacă e în inimă, trebuie să se vadă afară. Amin? Afară. Afară. Să veghem? Cei care sunt în fruntea poporului, trebuie ca să vegheze, să nu doarmă. Doamne ajută! Asta le spun și la frații mei, slujesc 4 biserici în Suceava. Și a spus, câtă vreme sunt păstor, așa facem. Dacă nu vă place, dați-mă jos la alegeri. Dau și o masă de dragoste. Grătar vă fac. Nu ne jucăm. Pocăința e pocăință. Doamne ajută! Pocăința e pocăință. Există undeva în Vechiul Testament un moment în care Saul îl urmărește pe David cu 3.000 de oameni. Au ajuns în pustia Zif, dacă vă amintiți, și întind tabăra acolo, bineînțeles, cortul împăratului, în primul rând, și ostenit, obosit, împăratul intră în cortul lui, înfinge sulița, pune ulciorul cu apă și se culcă. Și când comandantul Abner vede că împăratul Saul doarme, se culcă și el. Când cei 3.000 de soldați au observat că doarme și împăratul și comandantul lor Abner, s-au culcat și ei. 3.002 oameni dormeau. I-a fost ușor lui David, împreună cu oamenii lui, să intre în cort, în tabără, și să ia lui Saul ce să ia? Sulița, ulciorul cu apă și altădată în peșteră, i-o tăiat ce? Colțul. Să știți că aici sunt 3 simboluri puternice. Ce înseamnă mantaua?
Mantaua are două simboluri. Unu, în primul rând, reprezintă chemarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă când Ilie îi aruncă lui Elisei ce? Mantaua, ăsta era la Arat. Și-o înțeles că îl cheamă Dumnezeu în lucrare. Și-o spus, lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei, să-i strâng în brațe. Du-te, a zis Ilie, dar nu uita ce ți-a făcut Domnul. Adică te-a chemat. Și mantaua mai înseamnă ceva, putere, e simbolul puterii. Când au ajuns la Iordan, era ziua răpirii, 2 împărați, capitolul 2, a făcut mantaua sul Ilie, a lovit Iordanul, s-a despărțit, a trecut prin Iordan și când a ajuns de partea cealaltă, a zis, azi mă duce Dumnezeu în slavă, în glorie, mă răpește la cer, cere ce vrei să primești. Și a spus Elisei, să vină peste mine ce? O îndoită măsură din Duhul tău. Adică o putere dublă. Cât ai avut tu, eu încă o dată. Ce mă, tu greu lucru ceri, știi ce să ceri? Dacă o să vezi, când voi fi răpit, vei primi, dacă nu, nu. Și-o văzut. Și-o primit. Spune Biblia, pe când îl ridica Dumnezeu la ceruri pe Ilie, o lăsat mantaua. Ce să mai facă cu ea? O luat-o Elisei. A făcut-o sul, a lovit Iordanul, spunând, unde-i Domnul Dumnezeului Ilie? A rămas cu el. Și dacă ne uităm în Scriptură, a făcut minuni duble în comparație cu Ilie. Ce înseamnă apa? Apa, ulciorul cu apă. Apa înseamnă viață, spiritual vorbind. Apa este simbolul Duhului Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua cea mare, de pe urma praznicului, Domnul Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cineva crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre ce apă vorbea Domnul Iisus? Despre apa Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Dar a spus el, le-a făgăduit ucenicilor, îi de folos să mă duc. Dacă mă duc eu, vă trimit apa, vă trimit pe Duhul Sfânt, vă trimit pe Mângâietorul și slăvit să fie Domnul că ne-a trimis apa. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Apa care ne înviorează, Doamne, în dimineața asta, lasă apa Duhului Sfânt să învioreze Filadelfia, să învioreze fiecare inimă, să învioreze fiecare familie. Iisus Hristos este Domnul. Fără apă nu-i viață. Fără Duhul Sfânt nu-i viață. Știți când nu mai avut ulciorul, ce-o reprezenta, că nu mai avut Duhul Sfânt. Nu a avut cine să-l mai înștiințeze. Știți că Saul a ajuns, că nu mai vorbea Domnul, să întrebe unde? La ghicitoare. Pentru că Duhul Sfânt ne înștiințează. Nu e așa că ne înștiințează? Nu l-a înștiințat apa asta, Duhul Sfânt, pe Simeon? Ce l-a înștiințat? I-a spus, tu nu vei muri. Luca, capitolul 2, înainte să-L vezi pe Hristosul Domnului. Și Duhul Sfânt l-a condus, l-a mânat la templu. Și-a venit Iosif cu Maria cu pruncul în brațe ca să fie tăiat împrejur. Și-a exclamat Simeon, zicând, slobozește pe robul tău în pace, Doamne, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta, lumina tuturor popoarelor. Glorificat să fie Domnul în veci. Duhul Sfânt mai înștiințează-ți poporul în vremea asta. E atâta de busolare în vremea asta. Pentru că, din păcate, unii au pierdut apa, numai ulciorul. Și sulița ce reprezintă? Sulița e biruința pe care Dumnezeu ți-o dă. Cu sulița poți ca să îl străpungi pe vrăjmaș. Să fii biruitor. Nu ne-a chemat Hristos să fim niște înfrânți. Hristos ne-a chemat să fim biruitori. Aleluia! Doamne ajută-ne! Numai că, din păcate, Saul a fost înfrânt. Într-o bună zi, el și fiii lui au fost omorâți de filisteni. Ce zi dramatică! A fost rănit greu, spune Biblia, și a spus celui care îi purta armele, scoate sabia și omoară-mă, nu lăsa să cadă în mâinile vrăjmașilor să mă batjocorească, de-aia a fost frică celui în cauză. Și atunci o trebuie Saul să se arunce în sabie și să se sinucidă. Știm noi ce se întâmplă cu oamenii care se sinucid, unde ajung, ca Iuda și ca alții. Doamne, ajută-ne să fim biruitori!
Și vă promit că prin Iisus Hristos vom fi și vom ieși mai mult decât biruitori. Când cei din frunte dorm, toată biserica dorme. Mi-aș dori la Filadelfia, Oradia, slujitorii să fie treji. Amin? Amin? Să fim treji. Adormisem, spunea Solomon în cântarea cântărilor, dar inima înveghea. Marcu, în capitolul 13, spunea Mântuitorul, ce vă zic vouă, ucenicii mei, zic tuturor, vegheați. Domnul să ne ajute. Evrei, 15:16, vegheați ca pe voi să nu fie nimeni cum, lume sau urvar, ca Esau, care pentru nimic, care pentru o ciorbă de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Ce mare drept am primit! Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copiii Lui. Și suntem, aleluia! Suntem copiii Domnului. Putem să spunem lui Dumnezeu, Tată, e mare lucru? E mare lucru. Dar să veghem și unii asupra altora. Ca între noi să nu fie oameni lumești. Amin? Între noi să fie sfinți. Doamne, binecuvintează! 3. Lupta cea bună în dimineața asta, pentru care vom fi răsplătiți. Știți pentru ce să luptăm? Luptă-te să îți împlinești bine slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Spune aici versetul 5, continuare. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine ce? Slujba. Care slujba ta? Nu altuia. Apropo, știi ce slujba ai în adunare? Pentru că, în opinia multora, slujba înseamnă să cânți, să dai îndemn, să predici, să faci nu știu ce. Și frate, eu n-am nimic. Și mie Domnul nu mi-a dat. Eu n-am voce, nu pot, eu nu am chemat la asta. Oameni buni, în biserica Domnului nu sunt șomeri. Aici toți avem de lucru. Dumnezeu te-a chemat la ceva. Poate ai slujba rugăciunii. E frumoasă slujba asta? Doamne ajută! Una din bisericile pe care o slujesc e la tot Filadelfia, se cheamă Câmpul Lung Moldovenesc. Și o soră acolo, sora Paulina, care provenea din comuna mea natală, întotdeauna când mă duceam la slujbă, vrea să vorbească cu mine. Recunosc, mărturisesc înaintea Domnului cum mai evitam. Pentru că mă țineam mult, câte o jumătate de oră și mă grăbeam, că predicatorii sunt grabă, mai avem câte un privei, câte o mormântare, câte o logodnă. Și o luam așa pe culoar și plecam. Și odată a spus, frate păstor, să nu mai fugi ca data trecută. Stai aici să vorbim. M-a luat așa de mână, avea o mână rece. Și a spus, ascultă aici, știi care e slujba mea? Să mă rog. Eu de la 4 dimineața nu mai pot dormi. Eu mă rog pentru biserică, dar nu așa la grămadă. Iau fiecare familie în parte, că până la 9 am vreme. Și în mod special mă rog pentru tine. Pentru că te duci în toată țara asta să vestești Evanghelia. Și sunt atâtea accidente, atâtea nenorociri, atâtea drogați, ca Dumnezeu să-și pună mâna să te păzească. Mergeam undeva la o evanghelizare la țară. O cale ferată secundară, așa, nu prea era circulație, trafic pe acolo. Eu de felul meu sunt atent, dar atunci vorbeam la telefon, m-am asigurat în stânga, în dreapta nu, aveam telefonul la ureche, muzica un pic pornită în mașină. Când am ajuns pe calea ferată la mijloc, mi-am dat seama că în dreapta nu m-am uitat. Așa, din instinct. Și când m-am uitat în dreapta, probabil la 10 metri, nu era mai mult, am aproximat, eu venea trenul. Cred că mecanicul și-a făcut treaba, o sunat din goarnă, datorită telefonului și muzicii, n-am auzit nimic. Nu știu cum am trecut, pentru că era vorba de 2 secunde, că de regulă atunci te emoționezi. Dacă calci mașina prea tare, se poate opri, nu știu. Dar una știu că nu m-am trecut și în spatele meu, când a venit garnitura aceea de tren, efectiv, s-a produs un fel de cutremur, așa, de curent, o forță care mi-a cutremurat, mi-a clătinat mașina. Am scăpat telefonul jos, am simțit fiorii morții. Și m-am gândit, aici, își rugăciunile sorei Paulina. Pentru că mare putere are ce? Slujba asta. Rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit. I-am spus, soră Paulina, iartă-mă, că uneori noi păstori ne gândim că le știm pe toate, că suntem grozavi. Dar vreau să vă spun că avem nevoie de rugăciune. Rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră. Că de judecat ne judecă mulți. Mai ales în vremea asta. Mi-a trimis cineva un mesaj într-o dimineață pe telefon, o persoană anonimă. Și-a spus, frate, azi se împlinește un an de zile de când te port în rugăciune pentru slujba pe care o faci. Am strigat, aleluia. M-am gândit să mai fie 1000 ca el. Dar nu 1100. Dar nu 100, numai 10 să fie. Care în fiecare zi să te poarte în rugăciune. Rezultatele ar fi altele. Doamne, dă-ne slujba asta. Cine-i chemat să îmbărbăteze, spunea Pavel în Roman 12, ce să facă? Să se țină de îmbărbătar. E frumoasă slujba asta? Să îmbărbătez cei care trec prin necaz, prin probleme, nu se judeci. Bă, l-o trăsni Dumnezeu. Merită, Domnule. I-a venit rândul și lui. Pentru că acolo unde este el azi, s-ar putea să fii tu și eu mâine. Unui frate de la noi, din zonă, tot slujitor, prezbiter, era în vremea aceea, i-a murit copilul în accident de mașină. Un inconștient gonea cu viteză mare, l-a acroșat, s-a stins în brațele lui. A venit smurdul, salvarea, l-au resuscitat, nicio șansă. Au fost luni grele, cu întrebări, de ce și așa mai departe. Și mărturisea el după un timp anume, a spus, dacă am depășit acel moment greu, cel mai greu moment din viața mea, l-am depășit pentru că au fost frați care au stat lângă mine și m-au îmbărbătat și au spus, nu te-o pedepsi Dumnezeu, nu, nu. Nu suntem noi mai sfinți decât tine. Dumnezeu te-a găsit vrednic pe tine să te treacă pe aici. Și noi suntem lângă tine și te susținem și te ajutăm și nădejdea asta să o ai, că într-o bună zi cu David, cu băiatul tău, o să te întâlnești în cer. Că n-are moarte ultimul cuvânt. Că există cineva care a biruit moartea. Și cel ce a biruit moartea este Iisus Hristos. Așa a declarat. Am fost mort, dar am înviat și iată că sunt viu în vecii vecilor și țin în mâinile mele ce? Cheile locuinței morților. Să spunem din toată inima glorie Domnului. Știi care e slujba ta? La ce te-o chema, Domnul? Nu ești șomer. Luptă-te să împlinești bine slujba. Nu să-ți cauți alta. Dacă te-o chema Dumnezeu să te rogi, roagă-te. Te-a chemat Dumnezeu să fii proroc. Stai la îndemâna Domnului. Nu căuta să fii păstor. Lasă, rămâi la prorocie. Care cine să păstorească? Te-a chemat Dumnezeu să fii evanghelist. Nu încurca bisericile Domnului. Du-te în lucrarea ta, în treaba ta. Doamne ajută! Te-a chemat Dumnezeu să îmbărbătezi. Îmbărbătează! Luptă-te ca să lucrezi acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Să păstrezi slujba asta. Să te ții de ea. Amin? E o luptă asta. Și la final să poți să stai cu demnitate și cu fruntea sus înaintea Domnului. Spun din toată inima, Doamne ajută-ne! 4. Luptă-te ca să păzești credința, să nu pierzi credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Zice aici Apostolul Pavel în versetul 7, m-am luptat. Lupta cea bună. Am păzit ce? Am păzit. Am păzit credința. E o luptă ca să păzești, nu e o luptă? Să păzești credința. Nu întâmplător le spune Pavel celor din Corint, pe voi înși vă cercați-vă, puneți-vă la încercare, altfel spus, dacă mai sunteți unde? Mulți au pierdut. La ora actuală sunt o grămadă care au o credință așa declarativă. Eu cred. Dar știți când se vede credința? Când vine încercarea, când vine cuptorul. Când vine un diagnostic negativ, când medicii suluit și dau din numeri și spune nu se poate face nimic, atunci se vede. Poate când ești prin vale așa, când ești prin negura, cea mai întunecată și mai grozavă, atunci ceea ce te ajută să te ridici este credința în Iisus Hristos. Doamne ajută-ne!
O soră văduvă, amărâtă, se ruga și spunea: Doamne, știi că mâine am nevoie de suma asta de bani. Dă eu mă culc în pace. Și eu cred că Tu te vei ocupa, pentru că eu am credință în Tine. N-am pierdut credință. Tu ești apărătorul văduvelor și tatăl orfan. Și acum Dumnezeu are oamenii Lui. Noaptea ai vorbit la un om de afaceri, avea o firmă de construcție. Și zice: te duci dimineața la 7 la sora Maria, pentru care are nevoie de ajutor financiar. Bă, s-o trezi fratele dimineața, așa, buimac de cap, a spus: ce vis ciudat. Dacă ați băgat de seamă, nu prea ne plac visele atunci când visăm că trebuie să dăm bani. Ei, dacă ne vorba să primim bani, aleluia, Doamne, pe la cât? Verificăm cardul. O plecat omul că avea șantier, era ocupat. Următoarea noapte Dumnezeu nu i-a mai vorbit prin vis, l-a trezit, i-a auzit vocea Domnului. S-a speriat omul, lipit de perete a stat. Și a spus: eu te-am trimis, eu sunt Domnul. Dimineață nu mai zăbovi. Alb cavarul la față, o pus într-un plic, o sumă de bani, s-a dus, o bătut la poartă, zice: soră Marie, m-a trimis Domnul la dumneata pentru că ai probleme cu bani. Și a zis sora, zice: te-o trimis de ieri, dar n-ai vrut să vii. M-ați înțeles? Ăsta uimit. O lua plicul, tremurând, zice: ia-l. Femeia deschide plicul, nu l-a luat tot. Erau toți de 100 de lei albaștri, faini, de la bancă scoși. O lua de acolo numai 5 foi, 500 de lei. O închis plicul și o zis: poftim. O zis: soră, n-ai înțeles bine, tot sunt pentru nevoie. Zice: nu, mi-e atât îmi trebuie. Că dacă îi iau pe toți, eu nu mai cred în Domnul, eu cred în plic. Dar Dumnezeul care mi-a purtat de grijă azi, o să-mi poarte de grijă toată viața mea. Am ajuns să credem în frigider, să credem în portofel, în cont, ci în terenuri, ce am multe, crescut prețul. Am chirii, am de toate. S-ar putea ca astea toate într-o zi să nu te ajute. Pentru că singurul care poate să te ajute este Iisus Hristos. Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Glorificat să fie Domnul. Vă amintiți de cei trei tineri, de Șadrac, Meșac și Abednego? În fața cuptorului, auzi, de 7 ori, morți soldații lui Farao, lui Nebucadnețar, morți. Și au spus: noi nu ne închinăm. De ce? Pentru că noi ne luptăm să păzim credința. Credința pe care au inoculat-o în inima și în mintea noastră părinții noștri. Credința în Dumnezeu. Că mai mare și mai tare decât cuptorul tău este Domnul oștirilor. Aleluia! O zis el, împăratul: am să văd eu dacă poate să vă scape din mâinile mele. Și o zis tinerii: poate. O început să cânte cântare: el poate, el poate, eu știu că Domnul poate. Să spunem cu toții: glorie Lui! I-o legat cu hainele lor, dezbrăcați, i-o aruncat în cuptor. După o vreme, Nebucadnețar se uită. Imaginea aceea îl uluiește. Și nedumerit întreabă: n-am aruncat noi trei în cuptor? Zice: da, trei. Păi uite că văd patru. Oare văd bine? Vezi bine. Asta vedem și noi. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. A coborât cel în care s-a încrezut. Numele Lui este Domnul oștirilor. Să spunem cu toții glorie Lui. Păi știți cine e Dumnezeu potrivit Ieremia 2? Spus Domnul așa: m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au făcut și au săpat puțuri crăpate. Păi când te încrezi în el, a venit izvorul în cuptor. Păi ca să te plimbi în cuptor, ăia morți de la metri buni când i-au aruncat soldații, morți. Dar în cuptor ăștia se plimbau. Păi cum să nu te plimbi dacă e răcoare? Aleluia! Aleluia! Așa e că îți vine să te plimbi când e răcoare? Păi când a venit izvorul acolo, a venit izvorul, a răcorit cuptorul. Că cel care poate să ne răcorească și sufletele și trupul, dar auziți, să răcorească și oasele, spune în Proverbe, în capitolul 3, există aparat de răcorit oasele? Unul singur poate să le răcorească. Numele Lui este Dumnezeu. Merită să ne încredem în El.
luptați pentru credința asta. Amin? Amin. Și cinci și închei. Lupta cea bună. Luptă-te să nu iubești nimic mai mult decât venirea Domnului Iisus Hristos. E bine să ne iubim și familie, și copiii, și soțiile, și serviciu, și tot. Dar cel mai important dintre toate, să iubim venirea Domnului Iisus. Amin. O iubim? Și Duhul și Mireasa ce zic? Și cine aude? Să zică, dar nu prea zicem. M-am întrebat de ce nu zicem. Pentru că iubim altceva. Hai să vă spun o întâmplare sugestivă. Într-o adunare, un frate necăjitare, 12 copii, avea o căsuță cu două camere. Dormeau grămadă acolo. O mică bucătărioară, o mică debara și atâta tot. Când venea la adunare și erau cântări de venirea Domnului Iisus, predică de venirea Domnului Iisus, când striga omul, avea un foc. Vino, Doamne Iisuse, și ne ia și ne du acasă. Aleluia! Și pornea de la el focul. Cuprindea focul ăsta, se extindea toată adunarea. Și de multe ori intra biserica într-o cercetare, o rugăciune de o jumătate de ceas și mai mult. Era focistul adunării. Să dea Dumnezeu la Filadelfia să nu aveți pompieri. Numai fochiști. Amin? O zis, frații, mă, trebuie să facem ceva pentru el. O dat telefoane prin Anglia, prin Germania, prin unde erau plecați din biserică, biserica locală, s-au mobilizat și au spus, îi facem o căsuță. Ăsta e contul, trimiteți bani. I-au făcut căsuță, fain, un pic de mansardă, câteva dormitoare sus, jos, baie, living, tot ce trebuie, un pic de terasă afară, fain. O mai rămas ceva bani. O rămas și de o mașină. Nu a avut de Mercedes, însă i-a luat un Logan, mașină autohtonă, faină, 1.5, diesel, consum mic, 4%. Și-a văzut că fratele nu prea mai venea la adunare. Dimineața, duminică, nu venea la adunare. Mergea la piață, mai se uita la o tarabă, mai mânca un mic cu muștar. Când venea la adunare după amiaza, stins, mort. Nu tu vino, Doamne Iisuse, nu tu aleluia, nu tu os. Mort! O pleca păstorul în furia și-o zis, frate, unde-i fratele ăla pe care îl iubeam, ăla care aprindea focul în adunare la noi? Și focul ăsta ne cuprindea și noi. Zice, s-o stins. Ăla a murit. Ce, de ce să nu fiu sincer? Când eram amărât, lipit pământului, așa îmi doream să vină Domnul Iisus să se gate, tot să scap. Dar acum când trăiesc un pic mai bine, e mai fain așa, ce viață e faină pe pământ aici. Zice, măcar cât am fost de amărât să mă lase Dumnezeu în viață. Știți că așa suntem? Avem rădăcini aici. În loc să fim pomeni, deveni copaci. În loc să fim meri și peri, suntem salcâmi și plopi. Că noi nu trebuie să fim copaci, noi trebuie să fim pomi. Potrivit Psalmului 1, unde spune, el este un pom sădit unde? Lângă un izvor de ape, nu copac. Care își dă rodul, ale cărui frunze nu se vestejesc și tot ce începe. Știți cum unii trebuie să fim noi înrădăcinați? În Hristos. Cu rădăcinile în cer, în Hristos. Și cu roadele în jos. Amin? La oameni. Să ai dragoste, bucurie, pace, facere de bine, blândețe, bunătate, îndelungă răbdare, nu răbdare, îndelungă răbdare, înfrânarea și când ai roade bune. Ați văzut că pomul care are roade bune, în el se aruncă cu pietre? E drept sau nu? Cu pietre, cu leațuri. Aveam un păr, stau lângă școală, școala generală, veneau copiii, aruncau în el, îl ciufureau în fiecare an. În salcâm nu dă nimeni. În plop n-am văzut în viața mea. Dar într-un măr, într-un păr, cu pere moi, dulci, zemoase, toți aruncă.
Dar Ștefan plin de ce? Duhul Sfânt. Și-o pironuit ochii unde? Spre cer. Bă, dar vin pietre spre tine. Nu te interesează să... Nu mă interesează. Pentru că azi e ziua plecării mele. Mă așteaptă cerul. Îl văd pe Iisus Hristos stând în picioare. La dreapta lui Dumnezeu. Singurul l-a văzut. Că dacă îl vedeau și el alți, lăsau pietrele jos. Dar avea o grămezi mare. O trebuie să le arunce pe toate. Pentru că și omul ăsta s-a luptat lupta cea bună. Doamne ajută-ne. Luptă-te. Ca în 2024 să nu iubești nimic mai mult decât venirea lui Iisus Hristos. Voi nu simțiți așa prin tot ce se întâmplă pe pământ că Iisus e gata să vină? Se aud pașii lui Iisus. Maranata, Domnul nostru vine. Și în dimineața asta spunem aici la Filadelfia, vino Doamne Iisus. Doamne, îndură-te de noi. Și mai spun ceva în încheiere. Și apoi ne rugăm. La concursurile astea de atletism din lume, cunună ia locul 1. Însă vestea bună este că în cer Hristos are cununi pentru toți. Pentru toți. O zis Pavel, mă așteaptă cununa pentru că m-am luptat lupta cea bună, dar nu numai pe mine. Ne dă și nouă. Spunem în dimineața asta, aleluia. Mai sunt cununi, mai sunt cununi. Glorie Domnului, glorie Domnului. Dar pentru cine sunt cununi? Pentru cei care luptă? Lupta cea bună. Nu știu pentru ce ai luptat azi. Poate ai avut lupte greșite, nu știu. Unii se luptă între ei, frați cu frați. O zis în Deuteronomul 2, veți trece prin ținutul fiilor lui Esau, nu vă luptați cu ei. O spus Dumnezeu la evrei. Sunt o grămadă de lupte greșite în vremea asta. Doamne ajută-ne ca să luptăm lupta cea bună. Ca la final, eu și cu dumneavoastră, toți de aici, să fim răsplătiți. Vă invit să vă ridicați. Haideți împreună să stăm în această rugăciune. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Amin. Dumnezeu să ne întărească pe toți. Luptați, nu dați înapoi. Că Dumnezeu nu-și găsește plăcere în cei care dau înapoi. Să mergem înainte. Pentru că înainte-i cerul, înainte-i Hristos, înainte este cununa, e răsplata. Să spunem aleluia, să spunem glorie Domnului. Intrăm în rugăciune cu toții. Doamne...